G2-a, jocuri și prețuri de belea. Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 17 Map Making pe Barba Neagră. Hai să vă arăt ce am mai făcut pacilicea. Avem steagul care se mișcă și da, încă funcționează. Și am făcut următoarea chestie, am testat o grămadă de drumuri să văd la care mă opresc. Asta ce facem, să mișcă aici? Asta e ciudată. Și am găsit drumul ăsta care mi-a plăcut tare mult, pe care îmi permite mie să fac, cum să zic eu, pot să fac înclinații mult mai ușor și de asemenea pot să fac și canale, ceea ce fix asta am vrut. Așa, și mai avem aici un drum pe care l-am folosit, avem 3 părți cu alea, astea sunt 3 părți, ca să fac cât mai pe rotund. Și de aici, practic, îi putem intra în pădure, în pădurea mare, ca să ne ducem la oi. Iar lacul ăsta de aici o să-l fac astfel încât să poți să vii la lac ca să te încarci cu apă și apa să fie moca. Și mă gândeam că poți să intri pe undeva, uite, chiar și pe aici putem să facem, cât mai, cum să zic eu, să facem trecerea cât mai ușoară, ca să putem să intrăm cu cisterna și să luăm apă. Aici eventual putem să ridicăm chiar. Uite-și. Deci practic avem gândită treaba asta și puteți să intrați cu cisterna în apă mult mai ușor acum și să ciordim apă moca. Cred că e ok așa. Oh, da. Muy bien, muy bien. Așa, ce mai vreau să fac e să unesc drumul ăsta. Și aici o să trebuiască să pictăm un picuț cu niște pământ, așa că îi dăm niște texture layer, rough dirt, merge, bun, perfectos. Și o luăm pe asta și facem un fel de drumuleț cu alea. Nu cred că, cred că vreau de aici, vreau să arăt omului că de aici putem să luăm apă. Așa că facem ca și cum iarba s-a tasat de câte ori te-ai dus la apă ca să iei apă, știi? Iar aici o facem mai mult. Uite-și. Am niște forest ground pe aici? În partea asta de forest ground, ok, bun. Așa, tata, și după aia venim aici frumoșel și luăm, luăm apă, todo bien. Putem să punem aici eventual o rocă ca să schimbăm un picuț plictiseala. Hai să o luăm pe asta. Hai să o luăm pe asta și eventual o punem aici. Colea că oricum nu se cunoaște. Și schimbăm un pic design-ul. Așa. Bun, perfectos. Iar după aia intri, pac, vii, aici se termină asfaltul. O chestie foarte comună la noi în România. Terminarea asfaltului. Și aici o să trebuiască să fac oarecum asfaltul ceva mai elevat. De fapt, nu asfaltul, ci de prin jur de pe acolo. Așa, aici am bucățile de drum care mă ajută pe mine să fac drumul ăsta, am diferite poziții acolo. Și de asemenea, trebuie să găsesc o posibilitate să fac drumul ăsta. Și nu știu cum să-l fac. Aș putea să-l fac eventual din dirt, nu știu sigur cât de bine e din dirt. Nu știu, hai să vedem să mai importăm niște treburi pe aici, poate găsesc niște soluții pe care le-am omis până acum. De fapt, nu, modul mapă și aici. Unde le-am pus eu pe-astea? Le-am pus în map rolling control și le-am pus în imports? Nu, în imports cu alea. Și dacă dăm la drum, drum drept. Drum drept, ia să vedem asta cum e. Error, asta nu e bun, fuck. Well, gadeiam. Asta e drumul? Asta e apă? What the fuck? Ok, bun. Putem să-l facem din dirt pe ăsta și să mai economisim treburi. Ia să vedem noi un pic aici. Eu l-am drept cât de cât. Cât de cât, doar că ar trebui să fac un pic mai lat. Nu știu dacă ar trebui să fac un pic mai lat sau nu, dar îl facem așa. Deci avem iarbă. Aș putea să fac cu dirt prima dată. Ia stai să vedem. Da, nu merge. Trebuie să fac din prima doar cu dirt. O, uite așa. Și facem, facem pe lângă pe acolo niște canal. A,
Așa, și practic trebuie să se unească aici. Gata, o să iau și mașina cealaltă. Am eu o mașinuță pe aici pe care o folosesc să văd dacă dimensiunile sunt corecte. Că aici o să venim cu tirul și cu remorci mari pline de lemne, așa că vreau ca drumul ăsta să fie destul de lat. Iar aici nu-mi place cum e, așa că o să-i dau un replace. Și luăm... să luăm pe asta, văd că asta e foarte denivelată pe aici, what the fuck, man. Hai să luăm pe asta, ca și dimensiune. Și umplem cu dimensiunea aia pe aici. Bun, aici pare să fie totul cât de cât în regulă. Asta ar trebui să fie un canal aici. Asta am încercat să fac. bun, ok, bun. Hai că e cât de cât ok. Aici trebuie să mai măresc un pic să lățesc drumul. Și cam gata, acum arată bine. Ok. Aici o să-l fac așa, ca și cum am merge și pe lateral un pic. Bun, perfect. Și acum dacă luăm mașina asta, vreau să o aduc aici să vedem. Trebuie să fie oricum drumul destul de lat. Așa. Mă, e ok, s-ar putea să fie totuși prea lat. Ce să vine pe o bandă. Parcă tinde un pic să fie prea lat. Ia să vedem. Dacă dăm din nou grass și îl fac mai îngustel un pic. Mai bine cu mașina așa? Da, parcă e mai binișor acum. Oricum o să se mai înguste drumul și când adăugăm iarba. Atunci e și mai îngust. Uite așa. Bă, sper să fie mai bine așa. Cel mai bine îmi dau seama când o să bag harta în joc. Ce Dumnezeu, mă, ăsta e ridicat? What the fuck? Așa, hai să mai îngustăm un pic aici. Aș. Gata, pare mai binișor acum, da? Dacă luăm mașina, pare mai realistică, da? Dacă o aducem în partea asta, e ok? Ia. Da, e ok, bun. Ah, it's fine, că putem... Asta e o mașină mică, dacă intrăm, de exemplu, cu Scorpia sau cu... Eu știu, un tir sau cu ceva, putem să ajungem și Big Bad-ul pe aici, că poate să intre. Deci, it's very, very fine. Bun, acum, hai să facem canalizarea. Pe o parte o să pun astea. Și o punem mai încoace un pic. Gen așa. Un pic doar, nici să nu se observe cine știe ce, dar să aibă sens în caz că vezi canalul ăsta aici, să nu spui prea multe întrebări. Așa, iar ăsta ar trebui să fie... Ok. Și începem. Hai să lăsăm astea afară totuși. Gen așa, două bucăți de beton, că parcă îmi place cum arată. Și vin să trebuie un pic mai încoace. Și s-ar trebui un pic mai încoace și drept. Putem să facem asta un pic mai abruptă? Pot. It's nice. Trebuie să dau aici un add. Ok. Și acum merge să dăm bucata asta de canal un pic mai la stânga. Hai să mă asigur că aici arată bine. Și partea asta o facem în jos. Auci. Gata. Uite, acum arată bine. Și aici, ca să aibă sens, facem mai groapă. Ok. Bun, deci o avem pe aia de beton ieșită în afară. Stai să vedem cam cât e ieșit în afară. E olea că e ieșit în afară asta. Facem și pe asta un pic așa. Și acolo le orientăm.
Bun, mult mai bine acum. Much better. Și acum facem și aici el canal. Atât. Cam asta este. Avem canalul aici. Nice. Și acum trebuie să fac canalul și în partea asta. Nu știu dacă să-l mai fac în partea asta. Știi ce? Cred că nu, că nu mai are sens. Din moment ce o ia pe aici, ăsta nu prea mai are sens. Așa că o să-i dau un replace. O să luăm mărimea asta de aici și facem drept. Așa. Că altfel nu ar avea sens. Așa, bun, perfect, nice, hai că-mi place cum arată acum. Din nou o să-i dau un add. Ridicăm un pic porțiunea asta. Ok, iar apa o voi duplica pur și simplu. Și o mărim, o coace foarte, foarte mult. Like așa. E foarte, foarte mult prelungită. Ok, și acum stai să vedem cum facem... Îmi place apa asta, că e așa noroioasă și chiar seamănă cu un canal. Ok. Știi ce? Ca să nu ne mai chinuim, putem să facem următoarea chestie și anume să-i dăm un replace. Să luăm mărimea asta. Bom. Și asta e 97. Dacă îi facem 101... replace 101 mi-o ridică. Hai să o facem 95. Și 95 mi-o coboară. Și mi-o coboară bine de tot. Hai să facem 96. Ia. Yeah. Uite, 96 arată super fine ca și canal. Nice. Ok. Și acum o avem coborâtă la 96. Uite-și. Acolo e chiar pe margine, nu știu dacă e... Bă, nu știu. I don't know. Hai că mai refacem după aia dacă e. Fac canalul acum și după aia mai facem pe lângă. Chestia e că eu nu merg drept, vedeți, are așa linia, nu știu, cumva ceodată și nu merg de normal. Ar fi trebuit să merg așa și așa s-ar fi făcut linia cea mai fină. Dar eu sunt fix invers. Sunt cumva oblic. Așa, bun, aici o păstrăm un picuț pentru că o să trebuiască să elevăm cumva terenul și o să se piardă apa aici. Bun, e perfect așa. Și acum îi dăm un replace aici. Și acum ridicăm un pic din margine doar. Nu mult. Așa, acum doar finisăm. Gata, tot. Bun, ăsta ar trebui să fie canăluțul nostru micuț. Un mic touch. E acolo ceva micuț, doar ca să nu ne plictisim. Bun, aici am un cedează trecerea și l-avem aici, pe care o să-l pun. Stai un pic să mă uit întâi la el să vedem. Bun, să vedem cum îl orientăm. Deci îl avem aici și îl orientez către noi. Ok, bun. Îl avem orientat, doar că hai să-l punem aici pe beton, că după aia când fac la dreapta să nu mă incomodeze. Iar aici ar fi fost frumos să facem trecerea asta cât mai frumoasă. Și anume aș fi putut, dacă dăm un add, să ridic un pic doar. Azi, un pic să o ridicăm. Nu mult, încă să fie trecerea cât mai fină. Acum pot să-i dau, de exemplu, la opacitate cât mai joasă și mi-o ridică din ce în ce mai puțin. Așa că nu o să simt trecerea. Gata, și acum trecerea este mult mai fină, nu o să fie simțită prea mult de vehicule atunci când vom face, na, trecerea. Bun, hai că arată destul de fain drumul ăsta. Acum trebuie să elevez cumva partea asta. Am un plan în minte. O să-i dau așa, o să-i dau prima dată replace. Și o să selectez un brush destul de mare.
Așa, și o să facem următoarea chestie, o să facem ochiometric pe asta. Așa, și începem de unde e cel mai sus. Partea asta cred că e cea mai susă. Și avem, nu replace, stai, add. Mă gândeam să fac ceva cu replace, dar m-am răzgândit. Și acum am o ridic. Bun. Să coborâm, fac brașul ceva mai mic. Și încerc și ridic solo fix pe unde e strada. Dacă depășește în sus, n-are niciun fel de problemă, pentru că după aia o rezolvăm. Acum eu fac în mare. Ok, asta ca să nu ne plictisim. Întotdeauna încerc să... Op, nu. Întotdeauna încerc să adaug niște dealuri de lulețe, doar ca să nu plictisească harta. Oh, ce fain a ieșit aici. Cât de fucking fain. Aici n-a mai ieșit așa fain. Dar n-are nimic, o finisăm întâi. Și pe o creștem. Așa, cât pe margine. Atași. Uf. That's nice, man. Și un pic aici. Așa, bun. Am făcut în mare, acum vin și să fac zonele astea mai micuțe, să le cresc. Așa. Până la sfârșitul videoclipului vreau să fac și un teren. Cred că ar fi tare dacă am face și un teren. Ok. Băgăm și aici un pic mai mult. Îmi place mult strada asta că e cumva ieșită în afară. Bun, iar trebuie să măresc. Hai să mărim totuși opacitatea. Op, prea mult, prea mult. Mai puțin un pic. Așa, și aici trebuie să facem la fel. Așa, măresc toată zona asta. Și acum o finisez. După care o iau din nou pe brașuri mici. Asta e doar încercări. Cam așa. Bun, perfectos. Zona asta trebuie să o ridicăm și pe ea. Cât de cât. Cât avem de ridicat aici. Holy shit, man. Ok, acum arată cum că ar fi în trepte. Dar o să o finisăm. Noi nu vă faceți griji. Așa, o ridicăm ușor. Nice. Și după aia doar vin cu un braș foarte mare și finisez totul cu clicul pe rotiță. Gata. Acum, luăm un braș mare. Cam așa ar trebui să fie de ajuns. După care venim și finisăm. Băgăm și aici o lecușă. Și cam suntem gata aici. După care trebuie să ne apucăm să finisăm strada. Așa, facem brașul ceva mai mic. Și acum luăm strada un picuț la puricat. Bun, hai să vedem cu ce avem de-a face aici. Unde trebuie o mai ridicăm un pic doar. Gen pacii.
Uite aici am o bucată de grass care nu vrea să dispară. Gata. Am făcut-o să dispară și mai avem pe aici. Să ridicăm. Că pe partea cealaltă văd că e destul de ridicat, așa că nu mai am nevoie. Așa, pe astea le rezolvăm imediat. Cât de frumos a ieșit acolo. Așa. Hai să băgăm și aici. Nice. Ideea e că strada să o fac cât mai aproape de sol, dar nu e musai, pentru că modelul ăsta de stradă pe care l-am luat are frumos pământul ăsta pe lângă, așa că îmi permite mie să o țin strada mai ridicată de pământ și să nu pară că plutește, știi? Să pară cum că e, nu știu, ridicătură din pământ sau ceva de genul, pentru că așa e făcut modelul. Foarte tare. Îmi permite mie să fiu ceva mai îndrăzneț și rapid cum mă apare. Uite cât de frumos a ieșit acolo. Aici micșorăm un pic, hai să dau un pic de brașul mai mic. Gata, am făcut și curbița aia acolo. Aici avem un set de două curbe destul de interesante. Trebuie să punem și niște semne la aceste curbe. Să anunțăm șoferii că sunt curbe deosebit de periculoase și că vine o succesiune de curbe, deci ne trebuie și un semn de succesiune de curbe. Așa, iar aici nu trebuie să facem finuță. Uite, vezi? Asta este un model de stradă care nu permite să mă joc atât de mult cu el. Aici chiar trebuie să ridic. Mamă, ce bine a ieșit pe aici. Trebuie să mă duc să fac și pe partea cealaltă. Ok, bun. Și acum vine partea asta. Ce ridică un pic. Și cam gata. Bun, hai să vedem pe partea asta cum e. Ok, avem de lucru un pic aici. Ok. Și cam gata. Ăla este. Bun, acum hai să vedem care e situația noastră pe partea asta. Că avem totuși o situație aici. Și trebuie să modelăm mai mult aici. Superb, n-ai ce să încerci aici, foarte frumos. Așa, să mai ridicăm și aici. Dacă ne mișcăm destul de repede cu ele. Gata. La fel și aici. Așa. Acum hai să mai ridicăm un pic prin mijloc. Și m-am gândit eu, în mijloc putem să facem aici, de exemplu, uite cu alea, un fel de deluleț, munte sau ceva de genul, ca să aibă totuși sens curbele astea. Așa, aici o să ridic foarte mult, după care facem brașul mare și fac trecerea. Gen să vină totul foarte, foarte fin. Ok, trebuie să mai mărim în partea asta. Ok. Aici o ținem puțin cam ridicată strada. Ia stai să văd dacă am stricat ceva pe partea cealaltă. Spre surprinderea mea nu prea. Nice. Am câteva părți pe aici care trebuie ridicate. Dar în rest, we are good boys, we are good. Bun, ăsta este terenul meu până acum. Pe aici mai finisez doar un pic. Și pe aici pe margine. Așa, și nu avem teren drum drept ca să ne plictisim. Și l-avem într-o pantă așa. Nu. Așa, hai să rezolvăm noi rapid și situația asta.
Așa. Partea asta cred că mai ieși cel mai bine dintre toate. Așa, gata. Ăla este. Trebuie să ridicăm aici, dar doar porțiunea asta. Gata, bun. Awesome! Iar pe aici, pe terenul ăsta, stai să mă gândesc, unde să facem noi primul nostru teren? Terenele, apropo, se fac așa, și anume, prima dată se pictează unde vrei să ai terenul, după care trebuie înregistrat terenul respectiv în Giants Editor ca fiind un teren, ca tu după aia să-l poți cumpăra, știi, adică să poți să folosești lucrător automat pe el și așa mai departe. Deci, sunt mai multe procese în a construi un teren, nu e doar pur și simplu construiești terenul și gata, știi? Gen, îl pictezi. Așa că durează mai mult. Bun! Bun, pentru că acum venim așa, aș putea să fac un teren chiar aici. Ah, why the hell not? Hai să facem un teren fix aici. Îl facem relativ pătrat pe ăsta. Și îl luăm așa. Prima dată, dăm pe Train Detail Texture Paint Mode. Train Foliage. Mie trebuie Foliage. Avem așa, prima dată și prima dată Foliage Layer, avem Grass, că pe asta vrem să pictăm. Și vreau să pictez cu... De fapt nu, stai. Texture Layer este Grass-ul și eu vreau să pictez cu... Ok, am descoperit. Trebuie să avem Train Detail On și 5 și 6 ne modifică orientarea. Putem să avem un teren arabil așa. Sau după aia înclinat în jos sau, de ce nu, în cealaltă parte. Bun. Deci putem să schimbăm și orientarea. Acum, hai să schimbăm din round în square și aici să facem să ne decidem. Vreau în partea asta sau vreau în partea asta să fac un teren. Poate aici vreau să fac altceva. Așa că în momentul de față o să fac un teren aici. Doar că nu o să iasă drept vestul, pentru că noi nu suntem orientați cum trebuie. Ai beleaua. Ar trebui să facem totuși unul orientat cum trebuie. Well, that sucks, man. Trebuie să mă orientez mult mai bine. Deci dacă suntem așa, putem să facem de la stânga la dreapta. Păi, în cazul ăsta putem să facem un teren aici și acolo putem să punem niște clădiri sau ceva. Uite aici, ca să fină cumva paralel cu drumul. Eu asta îmi doresc un teren paralel cu drumul. Așa că hai să-i băgăm ceva de genul ăsta. Da, cred că e ok așa. Bun. Doar că clipping-ul trebuie să fie foarte, foarte mare. Trebuie să-l fac relativ drept. Cam așa vine treaba. Ok, bun, hai să-l îndreptăm un pic. Ăsta vreau să-l fac complet drept. Deci nu vreau să aibă margini ciudate, sau putem să-i adăugăm un colț, să-i tăiem un colț eventual, dar nu foarte mult, nu vreau mult. Așa, trebuie să fi făcut eu brașul ceva mai mare. Bun, cred că e destul de mare ca și teren, așa că avem deja un teren. Doar că acum trebuie să-l fac un pic mai grăsuț. Hai să ne luăm ca și reper marginea asta. Cât de frumos. Bun, și acum ne luăm reper marginea asta. Așa. Dacă l-am nivelit din prima pe ăsta. Așa, și acum trebuie să fiu atent și aici. Bun, hai să ne luăm reper acum marginea asta. Ca să-l terminăm la fix. Încă un pic. Stai. Gata, ăsta e. Am făcut primul nostru teren. Ăsta e tata. Bun, hai să-l verificăm un picuț. Pare drept. Ce vedeți voi cu alea? Așa e din cauza clipping-ului. Când mă apropii, totul devine drept. Ok, awesome. Doar că ăsta este înclinat. Vreau să-l fac altfel? Putem să-l facem foarte ușor altfel dacă dăm ea. Dacă renunțăm la 5 și 6, îl facem normal așa în jos. Hai să-l facem în jos eventual, na? Sau nu, fuck, hai să lăsăm așa înclinat. Oricum nu ne doare cu nimica. Bun, deci am lăsat atâta spațiu din cauza că vreau să am un spațiu, o zonă în jurul terenului în care să întorc utilajele.
Așa, putem să ne dăm seama cam cât de mare e terenul ăsta și nu e atât de mare pentru că am mașina pusă aici. Și putem să ne facem o orientare mai ușoară. Deci atâta, asta e mașina. Trebuia să-mi iau o banană. For scale. Ok. Not bad, man, not bad. Îl facem mai lung? No, fuck it, hai să lăsăm pe ăsta aici. E un teren ok. Nici prea mare, nici prea mic. Bun. Acum hai să mai nivelăm un picus pe aici. După care facem un drum de acces. Ce e asta? Ce se întâmplă acolo? Like what? Așa, de unde vreau să fie drumul de acces? Asta e o întrebare. Ce să fac aici? Să fie gen un fel de intersecție, ceva de genul ăsta, știi? Deci vine ăsta așa. Da, de ce nu? Fuck it. Hai să colorăm un picuț cu dirt. Uite-și. Și pe aia dirt-ul se pierde. Uite-și. Nice. Nici asta. Aici nu o să mai pun semn pentru că nu mai e nevoie, știi, din cauza că ăsta e un drum făcut așa de utilaje pur și simplu, nu e ceva super mega oficial, știi? Bun, eu avem pe aici niște semne, dacă nu mă înșel. Am niște semne de circulație, boys, pe aici. Și îmi trebuie niște semne mie acum. Hai să vedem ce luăm. Avem pe dreapta ăsta care ne obligă în partea aia. Ok, ăsta care ne semnalizează că vine ceva. Păi putem să luăm pe ăsta care e curbă. De fapt o luăm pe asta, curbă la dreapta, periculoasă, bla bla bla. Da? De ce nu pot să selectez? Stai, gata. Atât, bun. Asta e în ăsta, cred, nu? Bun, hai să schimbăm numele ăstuia și îl numim... uite, dacă nu vedeți, eu mă refer la asta, deasupra mea aici, deasupra webcam-ului. Se numește Verkes... facem curbă periculoasă la stânga. Așa, după care o luăm. Aș putea să o iau pe asta, eu am niște astea cu semne, parcă. Fuck it, hai că le aranjez altă dată. Îl iau pe ăsta prima dată acum și îl punem aici. Da, așa. La cât era asta? La dreapta, parcă? Deci eu am... Boing! Și dacă o întorc... Asta arată către dreapta. Bun, perfectos. Și pe asta o punem aici în față. Gen colea. Da? Curbă deosebit de periculoasă la stânga. Hai să o punem înainte, ca să ai timp să o vezi. Așa, bun, avem una aici și ar trebui să mai facem una. Da? Facem două. Și asta aici, bun. Astea sunt semnele, practic avem curbă deosebit de periculoasă la stânga. Și aici o să trebuiască să facem gen ca un fel de intersecție. Avem un semn și pentru treaba asta. Parcă? Nu mai știu, am multe semne pe aici. Ar fi mers asta dacă era invers. Uite aici, în față sau la stânga. Putem să o punem pe asta, eventual. I don't know. Hai să luăm pomul ăsta de aici. Mamă, cât sunt! Câți pomi, oh my god! Ar trebui să fie vreo 6, dacă nu mă înșel. Bun, pe asta o vroiam eu. Deci se face curbă la stânga, putem să o luăm și pe asta, de exemplu, și asta e bună. Și după aia avem curbă deosebit de periculoasă. Și aici, aha! Asta e, domnule, o succesiune de curbe dintre care prima la dreapta. Nu, îmi trebuie asta. O succesiune de curbe dintre care prima la stânga. Asta îmi trebuie. Tot semnul e ăsta. Succesiune la stânga. Da? Deci ăsta ne trebuie nou acum. Bun.
Și pe ăsta luăm și băgăm aici ca să anunțăm. Băi, ori punem semne, ori nu mai punem. Ăsta de obicei se pune cam cu 100 de metri înainte, parcă? Am idee. Dar îl orientăm un pic către noi. Uite așa. Gata, tata. Frumos așa. Și vii și vezi. Pac, succesiune de curbe dintre care prima la stânga, după care o ia la dreapta. Perfect, am poză. După care curbă deosebit de periculoasă, curbă deosebit de periculoasă. Cred că asta... care vine așa, ar trebui să o pun mai încoace un picuț. Astea normal se pun și aici un picuț după, ca să vezi tu, de exemplu, noaptea și să nu intri. Cred că e mai bine așa, să luăm puțin spațiu. O luăm și pe asta și o punem așa, că anunțăm deja cu curbă deosebit de periculoasă la stânga și pe aia la dreapta, după care anunțăm asta, că curba e destul de nasolică, da? Și orientăm mai așa, că ambele trebuie să fie oarecum puțin orientate altfel. Bun, cam așa vine, ha? Du-te, mă, că sunt mândru, ce ai? E mișto, fac aici drum, tap, tap. Ce vorbești tu? It's very nice, man, very nice, very nice. Trebuie să mai finisesc pe aici din când în când. Mișto melodia asta. Așa, și terenul nostru, bineînțeles, cu alea care o să aibă iarbă și alte chestii astea. Nu știu dacă să-l fac totuși mai măricel sau nu. Dar cred că o să-l păstrez așa deocamdată. Aici vine un pic pe deal, dacă observați voi. Așa că o să iau să-l nivelez cât de mult pot eu. Uite așa. Ok. Iar aici nu știu ce aș putea să-i mai pun. Faptul că am ăsta cedează trecerea. Aici ar fi mers un stop, de exemplu, nu cedează trecerea. Aici chiar ar fi mers un stop. Da, fuck it, merge și cedează trecerea. De ce nu? Asta e un canal care o să-l continui mai încolo, dar o să se oprească relativ brusc pe aici. Uite așa. Gata. De-abia aștept să văd cum arată în joc. Data viitoare intrăm în joc să vă arăt ce am mai făcut, pentru că plănuiesc ca cu drumul ăsta să fac în conjurul hărții cum ar veni. Și mai am niște planuri care nu au intrat în imaginea aia pe care am făcut-o inițial. What is this? Așa că harta o să o schimb un picuț. Mi-au venit niște idei noi. Așa, aici ar trebui să dăm niște grass ca să scăpăm de chestiunea asta. Bun, și practic o să am harta împărțită. O să am traversată de acest drum, care abia se vede acolo, este vorba de drumul ăsta. Și o să străbată cumva harta, iar din drumul ăsta vreau să ai acces pe peste tot, știi? Să ai și anexe și mama dracu și niște drumulețe mai micuțe, terenuri și așa mai departe. Așa că o să trebuiască să fac chestia asta offline, că durează foarte, foarte mult timp, gen câteva zile, dacă nu, cu tot drumul ăsta. După care, eventual, ne regăsim în episodul următor să facem prima noastră fermă și să o și completăm. Dar numai că trebuie să-mi aduc eu tot ce-mi trebuie pentru asta, că nu e ușor la așa ceva. Niște copăcii, ceva, pot să-i duplic și eu de ăștia mai micuți? Ia dă-mi-l pe ăsta. O să bag, bineînțeles, niște copaci pe lângă drum, pentru că în România, de exemplu, sunt foarte, foarte multe zone. Come on, man, serios? Sunt foarte multe zone care au copaci pe marginea drumului, gen așa. Și mie, sincer, chiar îmi place treaba asta. Și încerc să păstrez ideea asta și aici, pe harta mea. Nu știu ce o să fac eu acum, de exemplu, cum e situația asta în care eu am niște canalizare. Sper să nu interfereze prea mult, gen vine așa, mă gândesc. Ba nu, că vine în afară, cam așa mai degrabă. Și avem canalizare doar pe o parte și avem ăsta într-o parte, cumva. Da, nu știu cum, sta așa între cu canalizările astea. În unele părți merge să faci canalizare, în altele nu prea merge, nu prea așa are locul. Dar le păstrez, că adaugă un plus la hartă. Și e ceva unic și nou. Ok, aici
aș putea să îngrădesc, dar o să facem niște garduri de astea vii și chestii, o să facem noi mai multe după ce pun și drumul, să am drumul complet și după aia altfel organizez toate treburile. Bun, sper că v-a plăcut, sper că n-a fost prea plictisitor, cam astea sunt progresele mele la hartă, până data viitoare, v-am salutat!